e un festival, e din punctul de vedere nu doar un film important, cel tematic, ci e și unul dintre filmele cele mai citate de formal și aș vrea să discutăm nu, nu doar despre, să zicem, subiectul filmului, ci și despre formă. Dar aș începe totuși de la o întrebare, din iar cum spuneam la început, dintre trei debuti, să zicem, în calitate de co-realizator de cinema. Știu că Radu, de-a lungul timpului, a realizat mai multe filme despre trecut, în care a lucrat cu istorici, nu la Ferin, de exemplu, a lucrat cu, da, cu Constanța Vitea de Culeu, cu cine la mulți în zică... Da, în 2016 am găsit pe eBay un album care l-am cumpărat cu 200 și ceva de euro, în care erau 364 de portrete ale victimelor pogromului de la Iași, fotografii și nume. De asemenea, am căutat în alte arhive, la Iad Vashem, la Ierusalim, la CNSAS, la arhive din Iași, am adunat toate portretele care au mai rămas în arhive sau în colecții sau în familii ale victimelor, s-au adunat vreo 600 și cu ajutorul unei baze de date la care am lucrat vreo 10 ani, care cuprinde cam 100.000 de pagini de documente procesate electronic, indexate cu ajutorul unor studenți, cu ajutorul Adrianului Radu, care este aici și vreau să mulțumesc, cu ajutorul unor instituții, Muzeul Holocaustului, din CNSAS, SIER și altele, am reușit să fac legătura între fotografii și informație istorică, pentru că până acum nu se făcea legătura, uneori nici familiile victimelor nu știu cum au murit, cum au murit părinții. Și uneori pentru o victimă căutarea dura o oră, uneori trei zile. Asta a fost o muncă pentru 600, am reușit să găsim informații pentru 200 de victime care sunt cuprinse toate în film. Am decis să nu alegem povești, să lăsăm tot ce am găsit în istoria uneori este selectivă, istoricul sau regizorul în acest caz poate să-și ia acest rol demiurg, să selecteze ce poveste rămâne și ce nu. Noi am ales să punem tot ce am găsit în film. Inclusiv textele nu sunt deloc... Textele sunt editate, sunt toate cazurile unde exista o minimă informație găsită de Adrian, de care nu tot cum spunea foarte, foarte lungă și foarte dificilă și cred că dacă filmul există, îi se datorează lui, în primul și în primul rând, pentru că nu văd cine ar mai fi putut să stea atâția ani și să facă această muncă, oarecum un gol, pentru că nu făcea cum scop sau în fine, e specialitatea lui istoric și așa asta face. Dar, într-adevăr, nu a apărut cumva, dacă vrei, nu a fost un gând mare, dar aș spune etic, știi că, inițial, am zis, hai să le punem pe toate și după aia să începem să scoatem. Și în momentul în care le pui, te venise, adică de ce să scoți pe cineva, să mai facem o selecție când ar veni. Și atunci am spus, lăsăm pe toate cele pe care este informații, evident, textele nu sunt toate cele găsite, uneori sunt toate, alteori sunt doar fragmente, dar n-am lucrat o selecție în cuvânt. Dar cât doresc că știi cifra exactă, când ai primit lucrurile astea de cazonele, sunt 20 și ceva de cazonele și nu pentru că aici mai e un aspect care mi se pare interesant, pentru că, într-adevăr, un film foarte, foarte, foarte lung, fiecare poveste durează, nu știu, de la 10 secunde la un minut sau două minute, și sunt 200 și ceva. În total au fost peste 10.000 de victime. Mă întreb cum ar fi arătat un film în care să fi găsit foarte spre toate. Din 10.000 de victime, poate mai puțin, poate mai mult,
s-au păstrat 600 de portrete și în aceste 600 deci, am putut găsi povești despre 200 și asta e de fapt o poveste despre ce înseamnă o crimă în masă, pentru că atunci când sunt omorâți oamenii industriali, practic nu mai rămân în unele cazuri nume, în mod clar, în cazul celor mai multora, nu rămân poveștele și fotografii poate mai puțin. Aș vrea să te întreb, și mai departe, e foarte important în timp și ordinea în care se înfise. La timp și doi, anumite decizii care țin de voice-over, cum să zic, de felul care e tonul, poate că sunt toate acele voci, să zicem, în care sunt lăsate tot felul de erori, uneori, care probabil provin din text, nu? Din erori din text, dar sunt anumite accente, anumite, de tot. La, în partea aceasta a fost mai degrabă structura, în partea, să zicem, de ordonare și de... Nu neapărat, în sensul... Sau, procesul de lucru n-a fost unul foarte metodic. Ideea a fost al Adrian. Eu căutam o fotografie pentru un proiect de scurtmetraj și el mi-a povestit de selecția pe care o are, sau mă rog, de această colecție de fotografii și m-am gândit că am putea face un film scurt. De 10 minute, așa a fost funcția. După care, procesul de lucru a fost că el îmi trimitea fiecare caz în parte cu toată documentația și cu niște referințe pe care eu le lucram împreună cu Cătălin Cristuțiu, punându-le în film cu vocea mea. Cu montorul filmului. După care am făcut așa timp de 2 ani aproape, sporadic, pentru că nu aveam timp în fiecare zi, dar în tot timpul liber mi-am dedicat lucrul la acest film. Și apoi l-am făcut împreună și în ce privește chestiunea vocilor a fost, nu mai știu noi, în discuțiile noastre, mai ținut de acolo, a fost ideea și are importanță, dar ideea a fost că atunci când vezi atât de multe fotografii, de fapt, pentru mine asta a fost șocant ca spectator al propriului montaj în momentul în care lucram, făcut că păreau că nu se mai termină și în același timp când te uitai, vorbeai de 100 de fotografii și ideea pe care, cum să spuneți, o abstractizare în raportul cu o crimă în masă sau cu numărul de victime ale unei crime în masă, când, nu știu, la Srebrenica se spune, nu știu, 8.000 de victime sau câte au fost, e o abstracțiune dacă l-ai vedea pe fiecare în parte. Constați ce înseamnă 8.000 de oameni în 5 sau 10 minute sunt aici. Și atunci am vrut să marcăm cumva diferența asta și făcând ca fiecare persoană ucisă să aibă o mărturie citită de o altă persoană, de un alt actor sau de un alt profesionist. Poate că unii sunt aici în seara asta, le mulțumesc, nu știu dacă e cineva. Cu cei care au citit textele. În ce fel, în ce anume era important? Așa cum arată acum, vocile par destul de... nu știu să se spun. Încearcă să evite un fel de emoționalitate, de apăsare emoțională pe anumite lucruri, de exemplu, dar poate sunt mai multe foarte obiectivă, sau... Unul din lucruri, și revin la întrebarea anterioară, este că am păstrat în cele mai multe cazuri erorile de gramatică sau de expresie, nu știu cum să le zic, ale mărturiilor care erau majoritatea scrise. Motivul fiind că eu fiu până la urmă și despre limbaj, foarte mult fiind despre limbaj, în ciuda, nu știu, aparențelor, pentru că toată transformarea aceasta morții într-un limbaj procedural sau chiar într-un limbaj uneori personal, dar în care e imposibilitatea de a descrie se manifestă, toate lucrurile astea fac parte din film, sunt parte din discursul filmului și atunci era foarte important ca orice greșeală să fie lăsată pentru că ea exprimă ceva din spate sau tulburarea acelui sau acelei care a dat declarația sau incapacitatea de a înțelege un film sau emoția în care era. Și cât privește vocile,
realizarea vocilor, într-adevăr, am vrut să respectăm cât mai mult gramatica textului și el să fie livrat ca atare. Au fost cazuri în care actorii sau neprofesioniștii care au citit au fost emoționați într-un fel sau altul și asta a rămas, n-am scos-o voi. Dar în principiu am încercat să fie o recitație între text și imagine și textul să fie făcut audibil, ca și cum ar fi, aproape să-i poți vedea structura lui scrisă. A fost într-adevăr intervenție regizorală în a limita tentația unora dintre cei invitați să citească, să dramatizeze, să patetizeze textul care îl aveam în față. Adică am încercat să scoatem aerul actorial din expresie, costându-se un ton mai natural, neutral. De asemenea, a fost o discuție dacă să căutăm autenticitatea accentului din Moldova, dar asta s-ar fi putut să dea un pic de reconstrucție a ceea ce considerăm noi că este autenticitate în accent și în limbaj pentru acea vreme și fiind totuși o expresie artistică care se adresează prezentului, am decis să lăsăm să vorbească oamenii în funcție. Da, să se simtă faptul că e făcut în 2020 în București și nu cum e făcut în 1945 în Iași. În plus, și dacă am fi pus oare, pentru că am fost actor din Iași sau din Moldova, care au zis, da, uite, eu știu accentul de acolo și vreau să mă știu accent. Dar în același timp, eu nu am o garanție, presupunând că m-ar fi interesat lucrul ăsta. Și de fapt, aici poate că e o chestiune de acces la informații, pentru că e imposibil, dacă vrei, filologii sau, nu știu cum să zic, să reconstitui cu adevărat accentul evreilor din Iași în 1941. Eu n-aș, nu văd cine aș putea să lăsa. Acum tot face o reconstituire individuală a accentului, pentru că fiecare are... Ne mai vorbim de asta. Și cum ai început montajul? Adică ce a înțeleg că ai găsit, aveai pozele, aveai textele și ceva a fost lazăli, știi? Sau erai în aceeași... El a început? Da. Prin a le pune calculator ca bază de date, da, da. Fel, și discutând cu Adrian, am ajuns la concluzia că asta va fi forma care va rămâne, chiar dacă... Și simțindu-ne și având mult timp un aer defensiv față de propriul film, pentru că simțeam că o să fie lung, simțeam că o să fie static folosind fotografii, am făcut și tipul ăsta de terapie, Radu a căutat mai multe filme documentare din ultimii 20-30 de ani care sunt făcute cu fotografii și faptul că am găsit precedente și... I-am dat un film al lui Suzana de Sousa Diaz care are un film chiar aici în festival, filmul pe care l-am dat, el se numește 448. Nu, dar iar, pe lângă asta cred că mai e de spus și aici am avut o dilemă și amândoi feluri diferite și anume, dacă să punem la final, dacă să împărțim filmul în două, filmul era inițial împărțit în trei, la un moment dat vreau să facem un film și cu mărturiile criminalilor, cu din ce procese și am renunțat și putem explica de ce. Dar ideea asta de a pune partea a doua foarte problematică, pentru că până la urmă e imoral în sens să faci asta, pentru că moartea cuiva care a fost nu numai umilit, omorât, bătut, torturat, dar și fotografiat cu cinism în principiu, în momentul în care a fost ucis. Și atunci întrebarea a operatorului care ne-a ajutat la etalonaj și la partea tehnică, Marius Panduru, a zis, bă, dar ție ți-a vrea că omoară cineva să-ți facă unii poze și apoi să facă unii film să-l facă la Berlin cu el? Și răspunsul e evident nu. În același timp am păstrat asta pentru că ele funcționează pentru mine, cel puțin, sunt importante ca dovadă, ca mărturie a faptului că cei care vorbesc chiar au spus adevărul, pentru că ceea ce spune acolo se potrivește cu, sigur, fragmentar și parțial cu ce vezi,
Și asta îmi trebuie adresat mai mult, dacă vrei, negaționiștilor, pentru că de-a lungul anilor, lucrând la filmul ăsta sau alte filme cu tematică similară, am întâlnit sute de persoane care spun, asta mă dure, n-ai zis așa ceva. Bun, acum pot să mă găsau mult între ei, există și varianta asta, dar măcar există o dovadă, acest montaj final, de a vedea, sigur, niște frânturi din acest masacru. Și cât ar fi de imoral, mi s-a părut mai important să asum această imoralitate, să asumăm această imoralitate, acest gest imoral și să spunem, ok, facem un lucru urât, un lucru oribil, într-un anumit sens, dar care e pus acolo ca dovadă pentru cine vrea să spună, hai lăsat să n-a fost chiar așa. Acum, pentru mine, ca istoric, tipul ăsta de demers merge în răspăr cu o tendință de a meta-narratiza povești istorice care sunt, ori sunt estetizate, ori sunt povestite în termeni foarte generali. Am ales să mergem, pentru că o crimă în masă, de fapt, e un arhipelag de situații de violență, am ales să mergem pe această microimagine și pe faptul că filmul ăsta invită spectatorul la slow scene, da? Faptul că produce un tip de emoție care, până la urmă, e producătoare și a unui tip de cunoaștere. Din recepția pe care am văzut-o și la Berlinală și din ce s-a scris în critică, deși, cum am spus, a fost mereu destul de defensiv față de propriul film, s-a înțeles destul de clar ce am vrut să facem. Sigur, Villa Berlin și Gonescu și aici au jumătate din public a plecat. Și mi se pare că nu e nicio problemă, adică pot să înțeleg. Nimeni nu vrea să se plictisească sau să vadă 3 ore niște lucruri, dar cred, așa, sau așa îmi place să cred, încercând să mă plasez cât mai serios în exterior, că filmul atât de plin de detalii, fie în detalii fotografice, detalii de toate felurile, în interiorul fotografiilor, detalii de limbaj, detalii de situație, detalii, așa, care puse una lângă alta, chiar dacă ele în sine sunt plicticoase, pot să creeze, cred, o imagine a acestui eveniment, acestui masacru, o imagine diferită de cea pe care ar oferi, o să spunem, un text scris. Acumularea asta, aceasta pe care l-ați lucrat la montaj, face că... Sigur, că nu-i plictisește, și voi înțeleg și chestia asta. Dar nu ne... Da, poate că este da, cu siguranță, știu. Dar... Cineva la Madalina a ieșit cu totul de mine, a zis, nu, așa e tot filmul, eram acolo, am zis, da. Nu, dar în realitatea acest. Pentru că nu-mi place cuvântul realitatea, dar devine concret, nu știu, ceva concret. Într-un fel, chiar dacă o să vă... Da, și într-un fel, dacă povestea ta, când îmi spune masacru de la Iași, pe drumul de la Iași, ceva, cine sunt cei din masacru? Și acum, mă rog, poți să-i vezi, poți să le vezi chipurile, da. Poți să le vezi privirea, poți să-ți iau o viață în spatele acestei abstracțiuni, să le vezi numele care, vorba unui bun prieten, ai zis, domnul, mai frumoasă din astea evreie de partea românești, păsăriști, care nu știu ce, nu știu ce. Aș mai spune ceva. În multe situații, când se face un film documentar, se pornește de la cărți publicate, de la articole, de la studii științifice. Ei, mai tot ce găsiți în filmul ăsta nu este publicat în cărți în prealabil. Este luat direct din documente. Dar aș mai observa ceva. Totuși, pentru prima dată când e făcut un demers sistematic să asociez imaginea și povestea unei victime. Pentru că statul român are totuși o istorie lungă în a-și omori proprii civili. Vorbim destul de des în ceremonii publice despre victime, dar prea puțin în lume se obosește să vadă cine erau cei care au fost uciși de forțe represive ale statului român în cei 50 de ani de dictatură în secolul 20, și în cazul acesta, în timpul Holocaustului.
Și asta spune ceva despre, noi, pentru că în puține ocazii ne știm, știm pe cei care au murit într-un fel sau altul în numele proiectului național al țării este. Dar ce vrei să spui că statul român are o lungă istorie de asta în propriu civil? Mă refer la cei 50 de ani de dictatură, ca să nu mai zic că perioada interbelică, care e povestită de noi în termeni idilizanți, are episoade de violență împotriva civililor care au identificat ca adversari de stat. Asta e o poveste încă spusă prea puțin, dar mai și până la urmă la nivelul, sunt convins. Aș vrea să lansăm invitația și spre public de a vă adresa întrebări. Comparând această lucrare cu este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbarie, cu care constituie în mod evident un fel de diptică, cât de diferite sunt totuși dramaticile filmelor. Și de exemplu, în este indiferent, avem un film foarte dramatic, avem această dramatizare a ori, avem acea milonabim cu spectacolul în film, cu acel crescendo al ororii și al și al groazei protagonistei, aici avem ceva exact opus. Și filmul pare construit în contrapunct, aproape în oglindă sau în contrast cu celălalt. Și avem această repetitivitate, această linearitate, această oarecum banalitate voită a răului și al ororii. Vreau să știu dacă este un demers voit să fie o fel de dihotomie între este indiferent și filmul acesta. Bun, domnul se referă la un film realizat de mine care pune în scenă de ficțiune cu actori care e centrat cumva în jurul reprezentării masacrului de la Odessa. Nu știu să vă răspund la întrebare până la capăt, tot ce pot să spun, nu, că n-a fost o intenție conștientă de a le face în oglindă, unul cu altul. N-am așa o gândire atât de, nu știu cum să zic, avansată sau sistematică. Mulțumesc, domnul. Se vede că profesor universitar. Fost profesor. Asta odată. Doi, într-un anumit sens, ceea ce este comun amândurora și ceea ce e lucru care mă preocupă în cel mai înalt grad la toate filmele legate de trecut pe care le-am făcut și nu numai legate de trecut, și la cel pe care, de exemplu, fac acum și care e legat de contemporaneitate, este de a discuta sau de a pune în discuție sau de a încerca să vedem sau să ofer nu o poveste sau nu doar o poveste, o narațiune, nu știu ce, ci să ofer o încercare, atâta cât ne țin puterile, despre ceea ce înseamnă reprezentare, ce înseamnă să reprezinți ceva, ce înseamnă să reprezinți trecutul în cazul ăsta, pentru că există manuale de istorie, filme istorice, habar n-am, jurnale, amintiri și așa mai departe, și toate oferă, într-un anumit sens, iluzia adevărului, filmele, cu atât mai mult, pentru că puterea filmului, asta e, puterea filmului este să creeze senzația de realitate, dar senzația că ceva se întâmplă cu adevărat. Și, într-un fel, dorința noastră a fost să rezistăm acestei tendințe. De-aia n-aș făcut un film, nu știu, la lista lui Schindler, să zicem, care s-a putut face cu trenurile astea. Pentru că nu vreau să creez senzația de realitate mai mult decât ce avem. Și, în același timp, e un lucru la care, cu siguranță, Adrian va obiecta. Deși nu sunt istoric de profesie, eu mă consider istoric. În filmele, pe toate filmele pe care le-am făcut. Și mă consider mai istoric decât mulți din istoricii profesioniști, doar că e o practică a istoriei care e foarte diferită, care e mai degrabă istoria printr-o metodă de montaj, să spun așa, decât printr-o sinteză sau printr-o narațiune. Și asta e tot. Dacă lor mi se pare problematică metoda asta și nu o consideră istorică, o consideră o chestie din asta, bun, e artă, eu știu ce, eu consider că ce fac ei e la fel de inexact. De exemplu, Adrian folosește foarte des în discuția asta când lucrăm cuvântul științific, nu e științific. Dar eu contest științificitatea metodelor lor de istorie profesională. Îmi pare rău, pot să zici ceva, dacă vreau.
Okay. Dar cum era un tatar? Este cel mai istoric regizor pe care l-am cunoscut. Dar mă vreau să luat pe mine. Alta întrebare aveți? Sunt de la distanță. Salut. Nu că vorbesc adecvat. Ok. Se vorbește despre toate nebunile, dar de Hitler, ce părere aveți? Cum a fost? Vorba despre Hitler. Traversul pogromul de la Iași s-a produs și cu implicarea trupelor germane, lucru care rezultă și din mai multe mărturii incluse în film. În anii 70-80, la comandă de partid, a fost scrisă o carte despre pogromul de Iași, se cheamă Zile însângerate la Iași, care a dat vina pe germani și pe Hitler pentru ce s-a întâmplat în asta capitala a Moldovei, dar lucrurile au fost puse în proporțiile lor în cărțile scrise în anii 90 și anii 2000, arătându-se că participarea germană în această atrocitate a fost marginală. Editorul să nu includeți mărturiile oamenilor din aparatul de stat, polițiștilor, vecinilor, militarilor, dacă există. Câteva mărturii ale vecinilor sau ale martorilor există. De fapt, toate sunt mărturii, sau mai, în afară de declarații de rudelor victimelor, toate mărturiile sunt ale celor care au fost de față, bineînțeles. Cât privește povestea cu militarii, polițiștii, jandarmii și așa mai departe, cât atât mai putin să răspunzi. Da. Da, asta a fost parte din discuția despre includerea sau neincluderea poveștii criminalilor în film. Pe lângă faptul că asta ar lungit filmul, l-a fi dublat cel puțin, ne-am pus problema morală a tonului nostru, pentru că dacă am fi intrat într-o... am fi reluat, să zicem, un ton incriminant, inchizitorial, care apare în documentația postbelică, în procesele criminale de război, n-am fi făcut prelungirea unui tip de retorică. Pe de altă parte, așa cum au scris deja mai mulți istorici, documentația proceselor criminale de război este utilă din punct de vedere istoriografic, nu trebuie citită în cheia narațiunii impuse de regimul comunist, dar mărturiile adunate și documente originale strânse la dosar, și vorbim de zeci de mii de pagini, sunt astăzi esențiale ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Sunt și câteva mărturii de ale unor oameni care au participat la agresiuni, dar a fost, în general, selecția și tipul de mărturie cu nume și prenume, pentru că, în general, criminalii nu știu pe cine au omorât. Asta a fost util să rămânem la tipul ăsta de abordare. Și mai e un lucru care mi se pare important, și anume mărturile lor, tot cum zis, ale tuturor celor, poate sunt puține exilioane, foarte puține, toți spun că n-au participat la masacru, că n-au omorât pe nimeni, cât ai senzația că nimeni n-a participat, de fapt. Adică, și atunci întrebarea era ce faci? Iei mărturia respectivă și o consideri un document? Sau iei mărturia procurorilor și o consideri un document? Sau iei mărturia mărturilor? Era un proces în care eu n-aș fi știut cum să mă descurc și nici Adrian, că văd că noi am început acest film, că vreau în două părți, că am montat vreo jumătate de oră și am renunțat. Și mai era un motiv care era ceva grotesc, mulți dintre acești oameni implicați, în primul rând, și aici Adrian știe mai bine, există foarte mulți criminali sau participanți la masacru care n-au fost condamnați sau au fost achitați. Și atunci, din punct de vedere juridic, noi nu putem să spunem despre ei că sunt criminali. Deci, câtă vreme justiția nu l-a condamnat pe respectivul, noi nu ne putem permite, sau eu nu mi-aș putea permite să-i pun o poză pe ecran, chiar dacă omul ăla nu mai trebuie să spun, iată un criminal care a făcut și adresul și ceva. Asta o dată. Și atunci ar fi rămas doar cei condamnați de justiția de după 48, când a fost un proces.
Multe din fotografiile la care am avut, pe care le-am văzut cu aceste persoane, erau din timpul detenției. Și arătau, unii dintre ei sărbătuți, erau slăbiți, erau desfigurați de o suferință reală pe care o îndurau acolo. Și atunci să mai vii și cu dimensiunea asta, era ceva absolut insuportabil și amblenit. Foarte repede. Ține o chestie, Adrian, că nu mă mai știu, e foarte interesantă. De ce sunt atât de multe fotografii din pogromul de la Iași, din acest masacru, și nu sunt din alte masacre, de pe frontul de Est, sau de la Odessa, sau din alte părți, nu mai puțin. Cine le făcea? Cine a dat aparatele? Da, interesant că încă din 38, statul român a emis legislație care interzicea fotografia spontan în localități, în centrul orașelor. De asta, când priviți fotografii istorice din perioada situațiilor de urgență sau stării de război, trebuie să le priviți cu suspiciune, pentru că multe dintre ele sunt înscenate. Adică sunt cele folosite în Țara Moartă, în Axinte, sunt fotografii uneori afară, dar sunt de tip studio, adică oamenii sunt așezați într-un fel în fața camerei, un tip de punere în scenă, cu regizarea făcută de fotograf. Și această interdicție a funcționat până la apariția germanilor în peisaj. Și avem atât de multe fotografii astăzi din două motive. Unul, că au fotografiat serviciile secrete românești, serviciul special de informații. Și, dar cele mai multe din fotografii sunt făcute de germani care scăpau autorității poliției și militarilor români. Se răspândiseră camerele individuale în rândul militarilor germani. Oricât ar fi de greu de crezut, campania aceasta era văzută și ca un fel de turism de ăsta sordid. Și există studii despre sadismul înregistrării fotografice, această călătorie spre Est fiind văzută și ca un fel de etnografie rasială, care erau văzuți barbarii din Est. Și această distracție în fața spectacolului sinistru, care era violența de străzile Iașului, este înregistrată în detaliu de către germani și aceste fotografii, mare parte dintre ele s-au păstrat. Unele dintre ele au fost ascunse după război și au început să apară ultimii ani pe eBay sau pe alte site-uri de licitații de fotografii. Câteva dintre ele sunt cumpărate de mine și sunt incluse în film. Să știți că unele dintre ele sunt foarte, foarte scumpe. Deci rudele lor fac astăzi bani buni pe site-urile de licitații, vânzând chestiuni care au făcut bunicii lor. Da, și mai departe, de ce celelalte masacre nu sunt documentate fotografic? Pentru că ulterior, în Basarabia și în Transnistria, operează doar autorități române care controlează mult mai strict teritoriul. De asemenea, după ce au început să circule fotografii cu pogromul de la Iași, poliția și autoritățile militare sunt convocate pentru a opri circulația fotografiilor. Deci oamenii în uniformă devin mult mai atenți la a confisca fotografii. Și apoi nu avea cine să mai facă din rândul, de exemplu, evreilor care le fuseseră confiscate aparate și așa mai departe. Deci în Țara Nimănui, care era Transnistria, evident că nu avea cine să înregistreze fotografic toate lucrurile astea. Mulțumim, încă o dată. În păcate trebuie să ne oprim aici, în ora de mulțumim frumos, bună seara și la revedere. Mulțumim.